Lucrările de consolidare la Colegiul Pedagogic Vasile Lupu au început pe 10 iunie. Proiectul are ca scop principal asigurarea siguranței și durabilității structurilor clădirilor în care funcționează liceul și cantina. În plus, vor fi construite și o grădiniță și o sală de sport. Colegiul Pedagogic a intrat în linie dreaptă în vederea consolidării și refuncționalizării acestuia. A fost un drum lung, dar din fericire cu succes. Lucrările au început, dar ceea ce trebuie să știe și este faptul că nu ne vom rezuma numai la reconsolidarea, la cea mai rămas de făcută în cadrul clădirii vechi, a monumentului istoric, cantina, curtea, sigur accesele, ce vom construi și o grădiniță nouă care să poată deservi toată zona adiacentă Colegiului Pedagogic. Terenul de sport este deja funcțional și va fi construită și școala modulară pe care se va naște o viitoare sală de sport după dispariția acesteia și reintrarea elevilor în școala monument. Lucrările sunt finanțate prin Programul Național de Reziliență și Redresare Economică. Avem finanțarea aprobată în totalitate și sperăm să o ducem la bun sfârșit. Durata lor este de aproximativ 24 de luni. Se lucrează și la școala modulară, se lucrează și la Colegiul Pedagogic. Este finalizat și căminul, prin urmare, credem că va fi una dintre cele mai moderne unități de învățământ din Moldova. Lucrările de consolidare includ intervenția asupra fundației și structurii clădirilor, folosind tehnologii moderne și materiale de înaltă calitate pentru a garanta stabilitatea pe termen lung. În paralel, continuă lucrările de amenajare a platformei betonate, pe care va fi construită clădirea modulară compusă din containere. Acestea vor găzdui temporar activitatea didactică a Colegiului Pedagogic Vasile Lupu. Lucrările pentru realizarea platformei betonate, a racordurilor la utilități și a unor construcții adiacente au fost contractate de colegiu cu fonduri de la bugetul local. Întregul proiect este finanțat prin programul Școlii Sigure și Sănătoase. Prevederea bugetară pentru Iași este de aproximativ 33 de milioane de euro, cea mai mare din țară.